mulțumim, doamna director. Vă felicităm. Sunt fericit că sunt în mijlocul acestor copii de vocație, pentru că liceul de artă simte cel mai bine darul Duhului Sfânt din liceu de vocație și mulțumim lui Dumnezeu că anul acesta putem fi împreună. A fost o durere acum un an, când n-am mai putut fi cu dumneavoastră și dumneavoastră cu noi, dar sperăm ca Dumnezeu să ne ajute și copiii noștri să fie într-o situație, așa cum a spus, normală și binecuvântată. Abia anul trecut am înțeles că noi, generația noastră, am fost fericiți și noi nu știam. Sperăm ca și dumneavoastră să vă dăruiască Dumnezeu zile îndelungate și bună sporire și să fiți fericiți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și spunem împreună, Tatăl nostru care ești în cer, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută-ți cu milostivire spre noi, nevrednici robii Tăi. Binecuvintează, Doamne, elevii aceștia cu harul Sfântului Tău Duh. Binecuvintează, Doamne, pe părinților, pe profesori, pe învățători, pe educatori și pe toți cei ce cu dragoste se ostenesc la educarea lor. Doamne, miluiește-ne și ne ocrotește cu harul Tău cel ceresc. Păzește-ne de toată ispita celui viclean. Dăruiește robilor Tăi sănătate, bună sporire întru toate, înțelepciune, îndreprinderea învățăturilor celor bune, pentru rugăciunile preacuratei Fecioarei Maria, ale tuturor puterilor cerești și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze acest început de an nou școlar, iar voi să fiți fericiți și spor la învățătură, doamna directoare și tot corpul didactic, să aveți sănătate și bună sporire. Vă sărutăm, un an binecuvântat să vă dea Dumnezeu și noi o să vă stropim cu un pic de aghiazmă. Nu multă, pentru că avem aici apa aproape, dacă ne mai trebuie, găsim. Dă-mi aghiazma, Costel. Și sunt acum. Ce? Aș vrea să ținem un moment de reculegere în amintirea fostei noastre eleve, Iustina, care a dispărut mult prea devreme și prea tragic în accidentul de la Răcăciune. Ar fi trebuit să fie în clasa a 12-a. Dumnezeu să o ierte pe Iustina și să o odihnească în pace și să știți că este cu noi. Ne privește de sus cât ar vrea să ne spună. De aceea fiecare să păstrați un moment de liniște și să vă gândiți la sufletul ei și la împărăția cerurilor. Amin. Dumnezeu să o ierte și să-i mângâie familia, să o binecuvinteze. Fericitări, să fiți binecuvântați.